Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimpi, emisiune de promovare electorală. Invitata noastră de la această oră este doamna Eugenia Șortan, candidat al Alianței pentru Unirea Românilor pentru Senat, în județul Hunedoara. Șortan este numele corect. Șortan. Am înțeles că nu vreau să vă botez, cum se spune. Să românilor, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și bună ziua telespectatorilor. M-aș fi bucurat foarte mult să le vorbesc direct. Deci asta. Da, emisiunea este înregistrată, dar tot direct puteți considera că le vorbiți, pentru că în cadrul emisiunii de promovare electorală nu merge cu. Nu e cu telefon în direct și cu chestii de genul ăsta. Doamna Eugenia, dumneavoastră ați intrat de curând în politică, ca să spun așa. N-am intrat deloc. N-ați intrat atâta vreme cât Așa sunteți doar, da. pe listele cu candidații ale unui partid, înseamnă că sunteți în politică, de-a dreptul. Sunt membru de partid. Însă sunt un specialist, ca să știți și dumneavoastră, eu mă consider în continuare specialist. Haideți să facem o scurtă prezentare, cu permisiunea dumneavoastră, pentru cei care nu vă cunosc, pentru cei care nu știu cine este doamna Eugenia Șortan. Dacă aș ști la ce nivel se transmite emisiunea La nivel asta, național, doamna Eugenia. la nivel național, atunci aș vrea să mă prezint la nivel național, deși eu cred că inclusiv la nivel național sunt cunoscută. Ok, pentru cei care nu vă cunosc. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt jurist de profesie, am activat în calitate de jurist, judecător și avocat o perioadă de 42 de ani. Deci ați fost judecător. Am fost judecător, sunt avocat încă și am fost și jurist de întreprinderi. Haideți să o luăm etapizat. Putem să o luăm etapizat, dacă se poate. Deci ați început, ați făcut facultatea de drept, nu așa se numea atunci. Am făcut facultatea de drept la Sibiu și am absolvit diferențele la științe juridice la București, 13 examene. Facultatea am terminat-o în 1977, iar cele 13 examene le-am absolvit în 1995. Am înțeles. Și ați început să profesați ca și jurist. Ca și jurist. În cadrul unei întreprinderi, mă gândesc, Da. că pe vremea aceea așa era. Am fost jurist, deci am terminat facultatea de drept economic-administrativ, am luat repartiție la întreprinderea de conductori Emailați, Zalău, și apoi am venit la hidrocentrale Hatseg, în județul Hunedoara, pentru că eu în județul Hunedoara am trăit. Am făcut școala la Lupeni și la Petroșani. Am înțeles. Bun, și de la jurist, ce v-a făcut? Sau cum ați ajuns pe poziția politică? De. Nu, la judecător. La judecător. La judecător am ajuns cu muncă. Atâta pot să spun. Cu muncă multă am ajuns ca judecător. Și ce să vă spun altceva decât. Unde ați fost? La judecătoria Deva, la tribunalul de. Am fost la judecătoria Deva, am dat examen și am ajuns la tribunalul Hunedoara și am dat examen și am ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia. Deci ați fost judecător inclusiv la Curtea de Apel. Inclusiv de Curtea de Apel Alba Iulia, da. Și în perioada în care am fost la Curtea de Apel Alba Iulia, am avut și calitate de persoană detașată în Ministerul Justiției, consilier și secretar general adjunct al Ministerului Justiției. Ce ministru era pe vremea? Ministerul Justiției. Da, ce ministru avea? Era Monica Macovei, doamna ministru Monica Macovei. Și cum ați lucrat cu doamna Macovei? Eu am lucrat foarte bine, n-am lucrat rău cu nimeni de când sunt. Pentru că ce mi s-a dat de lucru, aia am lucrat. Însă, ce pot să vă spun despre doamna ministru Monica Macovei, pe scurt, este că a fost atât de surprinsă de timpul în care eu și calitatea în care eu am executat lucrările care mi s-au atribuit, deci nu a putut să creadă că cineva poate să lucreze repede și de calitate.
Asta e tot. De ce să, de ce, ce e așa? Pentru că am lucrat, așa am lucrat, repede și de calitate. De ce mi s-a dat, am făcut totul foarte repede și lucrări mari în orice. Deci am participat și la proiecte de legi, am participat și la inventarierea întregii documentații care a existat în Ministerul Justiției. Am participat și la redactarea arhivisticii Ministerului Justiției. Deci, ce înseamnă? Adică am făcut inventarul arhivei, arhivelor, ceea ce s-a întâmplat în Ministerul Justiției. Am înțeles. Deci am muncit mult, să știți, am muncit la viața mea și foarte multe lucrări, foarte diverse, foarte variate lucrări. Eu aș vrea totuși, dacă se poate, să vorbesc despre altceva, dacă îmi veți permite. Deci viața mea este o carte deschisă. Oricine se va uita pe internet va vedea că am lucrat ca jurist, am lucrat ca judecător, am lucrat și lucrez ca avocat și sunt și mediator. Deci asta poate să vadă oricine pe internet. Mai poate să vadă oricine pe internet că am scris cărți de specialitate juridică. Am scris 3 cărți de specialitate juridică. Am scris ghid legislativ în sprijinul societăților privatizate, am scris contractul colectiv de muncă și dicționar de dreptul muncii. Deci acestea sunt lucrări de specialitate juridică pe care le-am scris. Toate sunt în comun cu alți autori. Deci, coautorat. Pe dreptul muncii. Sunt specialistă, să știți, în civil, dacă vreți să știți despre ce, despre mine. Vorbim oarecum aceeași limbă și de da. Asta. Deci sunt specialistă în civil, sunt specialistă în pensii, sunt specialistă în dreptul muncii. Și nu sunt străină nici de penal, cunosc absolut tot dreptul, dacă vreți să mă întrebați orice. Nu e cazul, așa, nu mi-aș permite, totuși. Nu, mă rog, orice vreți să mă întrebați, m-aș fi bucurat foarte mult să mă întrebe telespectatorii, deci de aceea aș fi dorit să fiu în direct, ca să întrebe telespectatorii din temele în care eu sunt specialist. Am spus, sunt specialist în civil, sunt specialist în dreptul muncii, sunt specialist în pensii, în drept administrativ, știu foarte multe din drept financiar și fiscal. Deci, în ceea ce mă privește, am specialitate nu aprofundată în penal, ci în celelalte discipline de drept. Eu vă propun altceva. Spuneți-mi dumneavoastră ce nu merge bine în țara asta. Că e mai interesant ce așa. Ce merge decât bine în țara noastră? Ce nu merge bine? Ce nu merge bine în țara noastră? Nu merg multe. Din păcate, nu merg foarte multe bine în țara noastră. Eu sunt nemulțumită și de partea de civil. Sunt nemulțumită și de partea de pensii, sunt nemulțumită și de dreptul muncii. Deci astea sunt discipline pe care eu le cunosc foarte bine și am nemulțumiri în domeniul lor și acestea le-am descoperit în special de când fac avocatură. În ceea ce privesc pensiile, ca să le luăm pe rând, aș vrea să vă spun ce ne mulțumim. Înainte de asta, spuneți-mi de ce ați ales AUR și nu alt partid. Pentru Alianța că pentru AUR m-a chemat. Aha. AUR m-a chemat, deci ca să știți și dumneavoastră, că eu am răspuns invitației partidului. Partidul a considerat că are nevoie de specialiști și să știți că s-a insistat pe lângă mine ca să accept să particip la politica AUR. Am constatat că politica AUR se potrivește cu vederile mele, am constatat că am multe de făcut în această politică și din acest considerent am acceptat politica AUR. Ce pot să vă spun este că am în AUR, deci în conducerea Alianței pentru Unirea Românilor, sunt oameni care mă cunosc foarte bine. Eu sunt o persoană cunoscută bine în județul Hunedoara, bine. Cred că aproape nu sunt oameni pe buzele căruia să nu fiu. Pentru că unul m-a cunoscut, să zicem că a fost la procesele mele, altul pentru că eu sunt un om religios. M-a cunoscut din biserică. Este preot, nu?
Poftiți? Soțul dumneavoastră. Soțul este preot, da. Și pot să spun că sunt un om religios, dar nu neapărat numai pentru că soțul meu este preot, deci sunt un om religios pentru că așa am fost crescut în familie. Noi ne-a spus, mama a fost foarte bună creștină, foarte bună creștină, și mama noastră așa ne-a spus că dacă 3 duminici nu te duci la biserică, ești excomunicat din biserică. Și noi așa am avut în vedere ca să nu lipsim niciodată 3 duminici de la biserică. Dacă s-a întâmplat, să zicem, să lipsești o duminică, a doua duminică ne-am dat tot interesul să mergem. Iar dacă, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat să lipsesc și a doua duminică, a treia imposibil să mai lipsești. Așa am fost învățați, așa am urmat de când știu și așa sunt. Prin urmare, eu sunt cunoscută și din punct de vedere al participării în mijlocul oamenilor, în mijlocul comunității, prin intermediul bisericii, sunt cunoscută și ca jurist, sunt cunoscută și ca judecător, sunt cunoscută și ca avocat. Și destul de puțin ca mediator, pentru că medierea nu chiar merge foarte bine, deci o să trebuiască să îi dăm aripi și medierii, acum, pentru că e necesar ca oamenii să-și stingă conflictele prin înțelegere. Nu face obiectul emisiunii, dar, din păcate, foarte multe cazuri ajung în instanță, unde este invocată excepția faptului că lipsește medierea. Da. Da. Și în calitatea mea de mediator o promovez și o voi promova pentru că știu că este de folos. Este de folos oamenilor și știu că oamenii nu trebuie numai să se certe și să ajungă la conflicte deschise în instanță, ci pot foarte bine să-și stingă ceea ce au între ei printr-o înțelegere frumoasă și bună în fața unui mediator. Revenind la... E confidențială acea înțelegere. Da. Deci țin să spun că este confidențială. Acum confidențială. Deci nu este publică. Între avocat și client până la urmă. Nu între avocat, între mediator. Am înțeles, dar confidențială și între avocat și client. Asta este altceva. Juridice. Dar nu se stinge. La nivel de avocat-client nu se stinge conflictul. Pentru că în momentul în care clientul se adresează, pardon, avocatului, deja este hotărât să promoveze un conflict, adică să deschidă un proces. Da, un lucru contradictoriu. Bun, doamna Șortan, să revenim la politică. Da. Și la faptul că dumneavoastră stați pe ce poziție pe lista pentru candidați? Pe locul 1 sunt. Ah, sunteți pe locul 1 la senator. Sunt senator, da, propusă la senator pe locul 1. S-a apreciat că între cei care au fost propuși în calitate de senator, aș fi cel mai potrivit și primul cu siguranță să ajung în Parlamentul României. Ce loc s-a pe considerat buletinul de vot sunteți? Ce număr? 11. Pe buletinul de vot suntem pe poziția 11. Asta în județul Hunedoara. Județul Hunedoara. Pe listele pentru Senat. Da, pentru diaspora am înțeles că suntem pe locul 7 și în rest fiecare județ caută aurul pe locul respectiv cum a fost tras la sorți. Deci locurile sunt trase la sorți. Da, știm. Spuneți-ne, vă rugăm, ce obiective aveți dumneavoastră în ideea în care ați câștigat un mandat de senator? Îmi vorbeați înainte despre pensii, despre lucruri care nu merg bine sau nu sunt bine stabilite prin dreptul muncii, care ar fi obiectivele? Omul. În fața mea a fost și a rămas obiectivul principal omul, cu drepturile și libertățile lui. Omul. Ăsta este obiectivul meu. Drepturile și libertățile lui, am spus. În cadrul acestui obiectiv, eu cred că primul lucru, dacă aș ajunge în Senatul României, ar fi să îndrept lucrurile care nu merg bine în pensii. Deci, în pensii, avem niște și chiar am adus să vorbesc cu oamenilor, poate puțin dacă vom ajunge, dar la sfârșitul emisiunii, cum să procedeze în anumite situații, însă în problematica pensiilor este primul lucru care vreau să îl îndrept. De ce vreau să îl îndrept în problematica pensiilor? Pentru că asta o pot îndrepta imediat. Sunt foarte multe alte lucruri de îndreptat, însă care presupun totuși o logistică sau presupun
o tratare mai laborioasă. Însă, în problema pensiilor, nu trebuie decât să aduc niște texte de drept care să îndrepte imperfecțiunile care sunt și care, în prezent, conduc la discriminări între pensionari sau conduc, deci la discriminări între pensionari sau conduc la neacordarea de către casa de pensie a drepturilor la care, pe care le au. Și aici amintesc două lucruri și neapărat țin să le amintesc pe acestea. E vorba de stagiu complet de cotizare de 20 de ani. Pentru oamenii care au avut grupa 1 de muncă și care s-au pensionat până la 1 aprilie 2001, aici vreau să-l introduc în lege fără niciun fel de dubiu. Pentru că oamenii vin la mine în prezent, în calitate de avocat, și le obțin drepturile prin intermediul instanței de judecată. Este o perioadă prea lungă pentru oamenii care s-au născut înainte și au terminat activitatea pe legea 3 din 1977, deci este prea mult să aștepte să-și câștige drepturile prin instanță. Asta până când a fost în vigoare legea 3? Până la 1 aprilie 2001. Deci, de mult. Vă dați seama că de la 2001 până în prezent, ia că sunt 19 ani. Ceea ce înseamnă că acei oameni s-au pensionat destul de demult. Și acei oameni au vârste înaintate. Deci, la această categorie de persoane, când ajung în Parlament, primul lucru care îl rezolv, le reglementez, le dau o reglementare ca să-și primească drepturile cu calculul stagiului complet de cotizare de 20 de ani pentru grupa 1 de muncă. A doua problemă, tot în privința pensiilor, ar fi aceea să reglementez și să pun la punct chestiunea legată de condițiile speciale de muncă care nu au fost echivalate, deci care nu au fost echivalate datorită unor neglijențe din partea societăților comerciale, adică nu au făcut documentația necesară pentru a defini condițiile speciale și a le aplica. Și prin urmare, acești oameni sunt privați de drepturile lor în mod neclar. Deci, fără just temei, sunt privați de drepturile lor. Asta e o problemă foarte mare pentru mine. Și o a treia problemă, tot în privința pensiilor, cum aș ajunge în Parlament, aș reglementa. Și iarăși printr-un singur articol se poate reglementa, că nu avem nevoie de reglementări laborioase când poți să dispui printr-un singur articol. Să-și primească toată lumea drepturile de pensie după toate sumele pe care le-au primit cu titlul de salarii, le-au primit cu titlul de indemnizații, de sporuri și așa mai departe. Deci, orice fel de drepturi au fost primite de cineva la care s-a calculat contribuția de asigurările sociale de stat să își primească drepturile de pensie aferente acelora. Adică să le se calculeze punctajele medii anuale, ținând seama și de acele drepturi de pensie care în prezent nu se iau în considerare și pentru care... Doar la sporuri sau și la... La sporuri, la indemnizații, la primele care nu sunt premii, ci prime care s-au acordat. Acum nu sunt alte specialist drepturi. În domeniul ăsta. Știu că de multe ori oamenii, după ce ies la pensie sau înainte de a-și depune dosarul de pensie, se duc așa la instituțiile pe la care au lucrat și le roagă pe cele de la personal să le scoată pe ani tot felul de lucruri. La asta vă referiți? La asta mă refer și mă refer la faptul că... Dar nu toată lumea face lucrul ăsta. Nu asta e problema. Nu asta e problema. Deci problema mare este alta. Întreprinderile nu eliberează, respectiv, unitățile unde lucra. Păi e o chestiune care nici nu pot să vă descriu. Și este o nemulțumire foarte mare faptul că nu prea există și nu știm unde sunt arhivele.
Și arhivele sunt plătite și fiecare care își scoate drepturile trebuie să plătească pentru adeverințele care se eliberează. Deci trebuie să avem în vedere, acest lucru trebuie reglementat. Nu așteptam, eu știu cazuri când cineva avea nevoie de la fosta instituție, îmi scapă, IGO, cum se numea înainte, care a vândut apartamente. RAGCL, Deva, de exemplu, sau cum era înainte. Da. Avea nevoie de o adeverință, cum că a cumpărat apartamentul de la ei și că a fost achit, nu mai găseau. Acum, aici vă dau direcția. Eu vreau să vă spun care m-au auzit. Că... Nu, dar aici vă dau direcția și vă pot da eu răspunsul precis. Deci nu trebuie să mai căutați în altă parte răspunsul. Eu am fost judecător de carte funciară. Adică judecător, dar am răspuns de cartea funciară. În calitatea mea, vreau să vă spun că am descoperit următorul lucru. Întotdeauna, pentru toate imobilele, pentru apartamente, s-a întocmit o carte funciară colectivă. Acea carte funciară colectivă este căpătâiul celorlalte cărți funciare mărunte pentru fiecare apartament din cadrul imobilului. Da, asta în Deva sau în toate orașele județului? Toate se găsesc la cartea funciară. În prezent, cartea funciară este preluată de OCPI, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care funcționează separat. Înainte funcționau în cadrul judecătoriilor. Cele care aparțineau de judecătoria Deva erau la noi, la judecătoria Deva, care aparțineau de Petroșani, erau la judecătoria Petroșani, Orăștie, Hațeg și așa mai departe. Deci, în cadrul judecătoriei, dar judecătoriile au predat toate aceste arhive la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unde se găsesc, la OCPI. Iar în cadrul fiecarei cărți funciare colective este notat numărul de carte funciară individuală pentru bloc, pentru fiecare bloc în parte și se deschide o carte funciară individuală. Este deschisă. În cartea respectivă individuală sunt notate absolut toate mișcările cu privire la imobilul respectiv, ipoteci și așa mai departe. Bun. Deci eu v-am dat răspunsul și acolo se găsește... Era o speță pe care mi-am amintisem vis-a-vis de vechimea în muncă și de faptul că nu mai găsesc oamenii... N-are legătură cu vechimea în muncă. N-are nicio legătură cu vechimea în muncă. Da, era vorba de faptul că unele arhive nu se mai găsesc pierdute. Acum despre arhive mai vreau să vă dau un răspuns. Pe mine mă ascultă un public mare și mă ascultă colegi și mă ascultă judecător și mă ascultă grefier și mă ascultă poate mulți. Acei oameni notari și așa mai departe. Acei oameni știu că eu mi-am dat interesul ca pentru cartea funciară să putem obține fonduri ca să renovăm, să cumpărăm rafturi, să cumpărăm bibliorafte, să cumpărăm toată logistica necesară pentru a pune la punct cartea funciară și am pus-o foarte bine la punct. De asemenea, am cules pe calculator, toată hârtiuța care a fost în cartea funciară. Deci nu există niciun fel de hârtie în cartea funciară care să nu fi fost trecută în calculator. Prin urmare, noi am făcut un pas foarte mare în perioada în care eu am condus cartea funciară, să știți că am făcut multe. Am zugrăvit, am compartimentat birouri și așa mai departe. Acum, oricum, nu mai funcționează la judecătorie, ci funcționează separat, este clădire separată. Mulțumesc! Să revenim la politică. Sigur. Atât. Cu îngăduința noastră și la postul acesta de senator, la funcția de senator, nici nu știu ce e un post, o funcție până la urmă, nu? Ce e? Este o demnitate, un organ ales. Publică, deci este o persoană aleasă. Eu așa consider, dacă voi ajunge, voi fi o persoană aleasă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cine mă trimite acolo mă va revoca dacă nu-s de treabă. Așa dar ar trebui. Peste 4 ani vă va revoca. Ei, nu poate revoca. Peste 4 ani cine mandatului. Știe cine și unde mă mai duc. Da? Ce v-ați mai propus pentru cei cărora le cereți votul? Mi-ați vorbit despre pensii.
Ce ar mai fi altceva? Vai, ce multe ar fi. Ia, hai să vedem, profitați de timp că ar trece. Ar fi foarte multe, nu vreau să treacă repede, dar n-am ce face că nu pot să vorbesc foarte repede. E ok. Și în același timp nici nu pot să nu lămuresc anumite amănunte care eu consider că ar trebui să le aveți în vedere sau să fie auzite. Mi-am propus, într-adevăr, dar nu mi-am propus eu, ci și-a propus partidul. Și eu sunt foarte încântată de această propunere a partidului și anume să redăm viața satului. Viața satului și viața pământului. Adică să repopulăm satele și locurile de unde populația s-a retras la oraș sau a plecat în străinătate, să susținem agricultura și să ajungem la produse românești pentru hrana oamenilor din țară, la început, sigur, și pentru export. Bun, dar cum să le repopulați? Cum? Da, răspund cum. Uitați, ei au propus, că e propunerea partidului cu care eu sunt foarte de acord, s-a propus să se stimuleze familiile, tineri, bătrâni, cine vrea, să se retragă la în locurile de la țară și unde sunt nepopulate, vom vedea care sunt respectivele regiuni, pentru că cu siguranță sunt foarte multe. Dacă vă spun și în județul Hunedoara și vă duceți pe Valea Jiului și vedeți câte sunt nepopulate, dacă vă duceți în Munții Apuseni, care sunt aici aproape de noi, câte sunt locuri nepopulate de unde a plecat lumea. Și în atâtea și în atâtea, în Moldova, pe unde ne duce. Deci sunt foarte multe locuri de unde e plecată lumea. Ei bine... Bun, dar e că și eu aș pleca din anumite locuri, da? Ei bine. Dar lipsa de infrastructură, lipsa de orice, nu cred că mai e de stat acolo. Dar e interesant asta cu stimularea. Cum să-i stimulați? Uitați cum s-au gândit cei de la AUR. S-au gândit să gratifice, că e o gratificare până la urmă, cu 30.000 de dolari fiecare familie, 30.000 de euro, pardon, nu de dolari, nu știu ce mi-a venit să zic dolari, asta pentru că e valută, de asta mi-a fugit mintea. Care ce? Care merge la țară? Care merge la țară și se fixează acolo și să fie scutit de orice fel de impozite timp de 30 de ani. Timp de 10 ani, pardon, de 10 ani, deci insist pe 10 ani ca să nu fac o greșeală. Acum eu nu sunt Gigi Contra, dar 30.000 de euro... Pentru o familie e o sumă. De unde luăm banii? Păi stați să vă spun ceva. Noi acum... Eu nu zic că nu-s de acord. Întreb doar cum facem noi, chestia noi asta. Noi acum, în perioada asta, suntem oarecum niște persoane privilegiate că vom beneficia de fonduri din partea Europei, care ni le dă, deci Uniunea Europeană, ne dă o sumă substanțială. Da, da, le dă pe proiecte, pentru proiecte. Pe proiecte, dar de ce să nu fie acesta un proiect? Oare n-ar putea să fie acesta un proiect? Nu știu este cine stabilește axele. Este un proiect, vom vedea. Și noi, dacă avem parlamentari europeni, va trebui să ne reprezinte, nu neapărat ai AUR, că momentan acest partid nu are parlamentari europeni. Însă parlamentarii europeni va trebui să lupte pentru noi și pentru țara noastră și să aducă niște avantaje țării noastre. Deci vom studia care sunt posibilitățile de atribuirea acestor sume din cadrul fondurilor europene. Dacă nu se va găsi nicio soluție din fondurile europene, atunci, așa cum plătim pensiile, așa cum plătim șomajul, așa cum plătim ajutoarele sociale, așa cum plătim, că țara noastră plătește foarte multe sume care se pun la dispoziția. Europene, eu cred că sunt da, am spus și... dacă nu. Deci am făcut distinție. Deci am făcut delimitarea. Deci am spus dacă nu vom reuși cu un program din fondurile europene, atunci vom recurge la sumele indigene din țara noastră pe care le percepe cu titlul de impozite. Impozitele nu o să le mai folosim discreționar, va trebui să economisim banii țării, așa cum economisești banii propriei familii. Eu vă spun că în propria mea familie am avut foarte mare grijă să-mi chivernisesc banii și veniturile. Dacă am avut acest gând și această
înclinație, că pot să spun că aparține de om, va trebui să îndemn și pe ceilalți oameni să se gândească cum ar putea să facă. Să știți că oamenii în general sunt foarte doritori. Nu trebuie altceva decât să îi susții. Uneori e suficientă și susținerea morală. De cele mai multe ori am constatat că susținerea morală a făcut poate mai mult decât susținerea pecuniară. Eu am ajutat și pecuniar, să știți, și am ajutat și moral. Dar am constatat că susținerea morală și un cuvânt bun care îl dai cuiva, întotdeauna a prins mult mai mult și mult mai bine decât îi întinzi mâna să îi dai ceva. Îi dai când o dată, de două ori sau când are nevoie. Însă, dacă îi dai un cuvânt bun și îi dai un sfat cum să procedeze, poate că face mult mai mult decât un ajutor material. Dar, n-am să trec cu vederea să vă spun că eu nu pornesc cu gândul că știu ce va fi acolo. Deci asta vă spun din capul locului, ci voi examina ce e acolo. Voi vedea ce venituri sunt și voi vedea cum se repartizează, voi vedea cum se folosesc, voi vedea pe unde se scurg fără să fie folosiți avantajos sau în folosul omului banii. Deci voi cerceta. Nu pot să spun din capul locului eu ia banii de acolo. Dar dacă vă veți gândi și dumneavoastră, că mi-a spus întrebarea, că voi da posibilitate să producă în agricultură alimente și produse care să fie desfăcute prin unitățile noastre, păi nu vor ale rezulta noastre, de acolo. Ce înseamnă unitățile noastre? Păi să se desfacă magazine proprii din țara noastră, produsele noastre. Deci ceea ce producem noi. Păi dacă noi desfacem producția noastră prin magazine proprii ale unor agenți economici români sau acum magazine de stat nu mai sunt? Eu nu discut problema agenților. Deci eu discut problema produselor. Se produc produse agricole, se pot vinde și de la sediul firmei, de dacă acord trebuie. Cu dumneavoastră, dar deci, din păcate produsele românești sunt, mă rog, boicotate, blocate asta vom face. Și așa mai departe, datorită în mare parte lanțurilor de magazine, de retailer care există pe piață și așa mai departe, inclusiv micile magazine de cartier care au mai rămas nu cumpără de la producătorii români, ci se aprovizionează tot de pe unde pot și ei, cu roșii de Spania, lubeință de Grecia. Dar ce ziceți dumneavoastră? Și nu mai știu ce. Ce ziceți dumneavoastră dacă eu, să zicem, în mintea mea mică, să zicem, adică la un nivel foarte mic să reducem, eu deschid un magazin, construiesc pe pământul statului, să zicem, pământul statului, că mai sunt încă terenuri ale statului. Construiesc un magazin. În acel magazin vând angro produse agricole, le preiau de la agricultorul român și vând angro produsele agricole produse de producătorul român. Păi acolo poate să vină să cumpere și omul care comercializează produsele, poate să vină și omul care le mănâncă, le folosește pentru el. Și dacă se vând, dacă există acest magazin de unde poate să cumpere, păi ce-i trebuie mai mult omului? De ce să meargă omul să cumpere de la un comerciant, să zicem, venind din altă parte, când eu îi vând produsele noastre? Îi vând produsele noastre, nu le vând eu, le vinde cine le face, vom găsi o rețea. Pentru că trebuie să vă spun încă un lucru. Să știți că eu am făcut și școala comercială. Deci eu nu sunt chiar atât de necalificat. Am făcut și școala comercială la Petroșani. Și știu exact ce înseamnă circuitul produselor în țara noastră. Și de atunci au trecut mulți ani și am văzut multe și știu ce trebuie făcut. Dar nu voi fi singura care trebuie să știe. Vor fi acolo destui. Deocamdată sunt prea mulți parlamentari care trebuie să știe, dar cu siguranță vor ajunge mai puțin și vor fi specialiști și vor fi oameni care vor face ceea ce trebuie. Bun, deci iar gura mea acum, auziți acum, să știți că va fi auzită întotdeauna. Și să mai știți încă ceva ce gândesc eu. În televiziuni va trebui să existe
un spațiu de 2-3 ore. 2 ore, deci fiți atenți, eu nu vorbesc așa. Ce e interesant, aici putem combate. Da, da, vreau neapărat să mă combateți. Deci un spațiu unde să vorbească parlamentarii, unde să vorbească producătorii, unde să vorbească oamenii care cer ceva de la Parlament. În asta care va televiziune? Trebui. Poftiți? În care televiziune? Voi vedea. Voi nu, vedea. În care anume? În televiziunea de stat sau în televiziunile private? Că păi da, dacă vorbește în televiziune de stat, eu vă spun cu siguranță că nu o să mai aibă prea mare trecere televiziunile private și mă iertați că vă spun treaba asta, pentru că acolo o să fie interesul. Ai viața omului. Să spună parlamentarul ce lege gândește să facă. Și să o desfacă, să o despice omul. Dar există om... o astfel de emisiune. Aha, să știți, la TVR 1, se numește Tribuna Parlamentului. Să văd eu, să văd eu această emisiune de 2 ore. La, în mijlocul, când este audiența mai mare și atunci trebuie să vorbească fiecare, în fiecare zi, nu așa, în fiecare zi. Merge parlamentarul și cine nu, nu prea are să mai meargă a doua oară în Parlament. Deci cine merge și vorbește și despică ce trebuie și va vorbi concret așa cum vorbesc eu. Deci dacă vorbim, nu vorbim despre luna de pe cer și nici că vom face și vom trece. Nu. Spun, uite, ăsta e textul pe care îl propun eu. Așa cum am spus eu că dacă mă duc în Parlament, primul lucru care îl rezolv sunt pensiile. Și asta o rezolv. Eu dacă ajung și dă Dumnezeu putere să ajung acolo, primul lucru le rezolv la oameni pensiile. E interesant să discut cu noi. Da. Chiar îmi place discuția. Da, să știți că eu sunt o persoană foarte interesantă, foarte deschisă și dacă nu m-ați cunoscut până acum, mă veți cunoaște. Da. Și dacă v-a dat Dumnezeu să am putere să ajung, apoi să știți că veți avea parte de mine. Pentru că eu nu voi lăsa să nu se discute fiecare lucru ușor. Vedeți, dumneavoastră spuneți că dacă veți ajunge în Parlament, da, veți rezolva problema pensiilor. Oare, și acum vă întreb, pentru că știu că aveți posibilitatea, aveți puterea de analiză, oare nu vă grăbiți cu această promisiune și vă spun și de ce vă întreb lucrul ăsta? Ca simplu senator, ca un senator, poate veți avea 2, 3, 4, 5 colegi de partid. Ca să puteți rezolva problema pensiilor în calitate de foști judecători, știți foarte bine că e nevoie de o lege. Legea, proiectul de lege trebuie scris, nu știu prin care camere trebuie să treacă prima oară, probabil că la deputați și în Camera Deputaților, urmând apoi Senatul. Credeți că veți avea susținerea parlamentară necesară? Adică, nu asta spuneți, dacă voi ajunge în Senat, le rezolv problema pensiilor. Dar dacă nu aveți, bun, dar dacă ceilalți nu vor, adică celelalte grupuri parlamentare să treacă. Nu înțelegeți dumneavoastră că eu am nevoie de cele 2 ore la televiziune în fiecare zi și voi ieși în fața poporului și voi spune personal cine nu vrea. Și eu propun legea, o fac, vă spun, știu să o fac țais. Și dacă nu știu eu țais, să știți că mă folosesc de Casa de Pensii, Casa Națională de Pensii, va trebui să vină la mine și să vadă dacă are o obiecțiune în privința legii ca să funcționeze bine. Deci va trebui să mă folosesc de specialiști maxim și de mine personal și de alții. Casa de Pensii la senator se trece prin comisia juridică. Nu contează, îmi va spune precis, uite aici ar trebui cu tare și cu tare lucru. Și să știți că, vă spun sigur, că în decurs de o săptămână rezolv o problemă. Mie nu-mi trebuie să rezolv, dar vă spun, eu orice lucru îl rezolv cu foarte mare celeritate. Dacă mie îmi dă Dumnezeu putere și ajung cu jurământul, am ajuns senator, s-a întrunit camera și suntem gata, s-a întrunit senatul și suntem gata, să știți că primul lucru care îl facă e problema asta. Pentru că nu se poate să las pensiile în felul în care sunt nefuncționale. Deci v-am spus care este situația din punct de vedere al grupelor de muncă, al condițiilor speciale, a celor care nu au obținut atestatul, adică avizul pentru a-i considera condiții speciale și în privința pensiilor care, pentru care s-a cotizat, adică a veniturilor pentru care s-a cotizat. Să se ia în considerare toate veniturile la stabilirea drepturilor de pensie pentru care s-a plătit contribuție. Și mai este o problemă. Și după vă dau răspunsul și la ce spuneți dumneavoastră.
Mai este o problemă. Contribuțiile la asigurările sociale. M-am uitat. Domnule, demolați privatizați agenții economici, îi demolează pur și simplu contribuțiile. Păi dar nu se poate, domnule. La un salariu mai plătești jumătate contribuții. Pentru ce să fie, domnule, contribuțiile atât de mari și să mai plătească și omul din salariul lui? Păi așa ceva nu s-o pomeni niciodată. Haideți să vă spun ceva. Până în 1992, contribuția la asigurările sociale a fost de 15%, domnule, și s-a dat pensii la toată lumea și a avut toată lumea toate drepturile, deci nu s-a discutat și a fost pensionar destui, s-a pensionat și la vârsta de 50 de ani și la 55, deci au fost oameni pensionați la timpul, cu vârstă scurtă și au primit pensii. Și au fost 15% contribuțiile. Domnule, de ce ies ăștia din Ministerul de Interne, să nu vă uitați vorba, la cât ies la pensii? La 45? La cât? Domnule, nu, haideți să nu discutăm De ce ies? Păi... Totuși, ce? Adică știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Că i-am mai întrebat și pe alți invitați. Adică din Ministerul, la cât ies? La 45? Că nu știu exact. Haideți, lăsați-mă, nu mă categorie de oameni, pentru că această categorie încă trebuie să aibă grijă de voturile mele. Dar, da, dar ies la 45 de ani la pensie și pe urmă îi găsesc angajați tot la stat. Aia niciodată. Deci, păi, da, îi găsesc, vă dau și exemple dacă vreți. Păi eu vă spun, aia niciodată sub mine. No, deci cei care faceți treaba asta, domnilor, să nu vă gândiți că veți face în continuare. Deci legea aici intervine, dreptul muncii. Dreptul muncii. Deci v-am spus că sunt specialistă. Sunt specialistă în pensii, sunt specialistă în dreptul muncii, sunt specialistă în civil, sunt specialistă în administrativ, deci sunt multe. Și nu voi permite, pentru că voi introduce un text de lege prin care voi interzice reangajarea persoanelor pensionate la stat. Așa cum a fost odată o inițiativă și s-a pornit pe asta, deci nu o să fie. Nu o să fie. Eu nu sunt de acord ca o persoană care a fost angajată odată la stat și a ieșit la pensie să se reangajeze în același loc de muncă și la stat. Nu. Deci vom vedea, vom examina situația și cu siguranță nu se va angaja. Iar pentru cei care în prezent lucrați, aveți grijă că va trebui să angajăm și pe cei care sunt mai tineri și care au terminat școlile și n-au locuri de muncă. Eu mă gândeam că săracii, dacă au ieșit la 40 ceva de ani, am mai spus asta într-o emisiune, mă repet acum, dacă au ieșit la 40 ceva de ani la pensie, săracii probabil că sunt uzați fizic, moral, sunt stresați. Păi dacă sunt stresați, de ce se duc la mine, eu sunt uzată? Nu, nu, nu. Dar nu ați ieșit la 40 ceva de ani la pensie, nu? Auziți? Auziți? De regulă, da. Auziți? La un judecător, dacă are 20 de ani lucrați ca judecător, să știți că poate să-și chiar iasă. Și gândiți-vă că dacă la 23 intră în servici, 23-25, la cât o fi intrat, mai gata că se poate ieși. Da, dar nu se pune problema. Nu prea am auzit de judecători care da, dar eu vă spun altceva. Trebuie să ne gândim și va trebui să reevaluăm acest aspect. Eu nu vreau să spun că voi face așa sau așa, pentru că nu știu ce voi putea face. Când ajung acolo, așa cum ați zis dumneavoastră, că poate vom fi 5-10, cât 7 minute de emisiune mai avem. Vai de capul meu, eu aș fi vorbit până mâine. Văd că vă place în studio. Îmi place. Nu neapărat la dumneavoastră. Că bă, văd că vom urmări și la alte emisiuni. Da? Dar văd că vă place foarte tare la noi. Da, deși la început erați... Nu, am venit nervoasă că nu m-ați primit ieri când a fost audiență maximă. Din păcate am avut o defecțiune tehnică, v-am explicat lucrul ăsta, dar asta este deja strict... Pentru că eu doresc să vorbesc pentru toată lumea și toți pensionarii trebuie să știe ce gândesc eu. Și cine gândește ca mine să mă voteze. Deci votați-mă. Cine nu, nu, n-am ce să fac. Asta e treaba. Vă să zic că revenind la pensionarii la vârste tinere și la angajații la stat, că asta ați dorit să spuneți. Da. Printre altele, am vrut să știu care e punctul dumneavoastră de vedere. Punctul meu de vedere este nu, însă trebuie o reglementare în codul muncii. Atât. Bun, acum și reglementarea asta trebuie făcută în așa fel încât să nu fie acuzată sau neconstituțională? Nu așa, sau discriminare, păi, sau tot felul de lucruri. Nu e așa. Acum, o să vă pierdeți din timpul noastră electoral dacă continuăm pe... Da, bun, dar ce ați dorit să mă întreb? Pe lucrul ăsta. De ce trebuie să vă voteze hunedorenii?
În afară de faptul că sunteți specialistă și așa mai departe. Dragi Hunedore, dacă mă iubiți și țineți la mine și doriți ca eu să vă fac legi, votați-mă. Pentru că în ceea ce mă privește, o viață întreagă am fost la dispoziția voastră. O viață întreagă am făcut ceea ce am considerat că este mai bine pentru voi. Dacă considerați că mai sunt capabilă să fac ceva pentru voi, votați-mă. Să știți, v-am explicat că vreau să fac pentru pensionari, fac pentru salariați și pentru oamenii care vin și vreau să îi repatriez. Cei care lucrează dincolo, nu îi repatriez singură. Vedeți că vorbesc și eu așa. Îi repatriem toți. Acesta este partidul AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Aceasta este formațiunea politică de care aparțin și cu care voi face multe lucruri pentru dumneavoastră. Văd că puneți și pasiune în ceea ce faceți în momentul acesta. V-ați văzut vreodată, v-ați gândit vreodată de-a lungul carierei dumneavoastră că veți ajunge să faceți și politică? Întotdeauna am apărat dreptatea. Deci de când știu, întotdeauna mi-am dat interesul să apăr dreptatea. Acum cred că pe calea asta apăr dreptatea. Pe calea asta apăr dreptatea. Deci eu nu am altă cale să le fac oamenilor dreptate decât pe cale politică. În prezent există legile care sunt. N-avem ce face, cei care le aplicăm, nu avem nicio putere asupra lor. Singura putere este puterea politică. Aia este cea care poate să redea omului demnitatea, aia poate să redea drepturile, libertățile. Deși din punct de vedere, nu știu, dacă stau să mă gândesc la dreptul constituțional, puterea politică nici măcar nu apare pomenită acolo. Vorbim de alte puteri într-un stat de drept. Da, dar într-adevăr vorbește despre puterea legislativă. Exact. Numai vedeți că puterea politică este puterea legislativă. Oameni buni, cred că după 30 de ani de politică, pentru că înainte s-a putut spune că ai făcut politică, ai votat și atâta tot. Trebuie să înțelegeți că votul vostru este puterea legislativă. Adică voi faceți legile, voi faceți prin intermediul celor pe care îi trimiteți în Parlament. Deci dacă mă trimiteți pe mine, prin intermediul meu vor fi legile făcute. Colegii dumneavoastră de pe listă, ce îi recomandă, în afară de voce și talent, că e o expresie celebră, ce o știți cu siguranță dintr-un film românesc foarte vechi, ce te recomandă în afară de voce și talent? Uai, de mine, da? Noi avem plin de avocați care candidează. Avem avocat de la Lupeni, avem avocați din țară, atunci avem economiști, economiști, nu așa, economiști foarte calificați. De exemplu, pe primul loc la scurt, într-un minut, Camera Deputaților este Ana Maria Gavrilă, care este policalificată în funcții economice. Nu, eu nu cunosc pe domnișoara, nu. Atunci, nu vorbim, mă pot pronunța. Vorbim despre Cristina Moroti, care este la fel de bine o persoană expertă în economie. Și așa mai departe. Deci noi avem foarte mult, să nu vă spun despre cei din fruntea țării, care, adică din fruntea partidului. Din fruntea partidului, da. Care au toți calificări în toate părțile, de exemplu și în armată, și în poliție, și în toate sectoarele de activitate sunt oameni foarte bine pregătiți și sunt oameni gata să vină alături de noi. Doamna Șortan, gata să vină. Drag aș mai sta cu dumneavoastră, dar din păcate timpul acordat astfel emisiunilor noastre și aceste emisiuni s-a cam încheiat. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul Capital TV. Aș spune că vă mai aștept și altă dată, dar probabil după alegeri, că acum nu mai este timp. Și vă doresc mult succes. Mulțumesc. Mulțumesc. La revedere, dragii mei. Stimați telespectatori, a fost invitat în cadrul emisiunii Fotoliul cu Ghimp, emisiunea de promovare electorală, doamna Eugenia Șortan, candidat Alianța pentru Unirea Românilor, județul Hunedoara. Mai spuneți o dată poziția pe buletinul de vot? Deci eu sunt candidat numărul 1 la Senat, iar pe buletinul de vot avem numărul 11. Cine ne caută la numărul 11 ne poate vota. Am înțeles. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!